Deputatul PSD Ovidiu Silaghi a participat ieri la evenimentul de lansare a grupului de inițiativă pentru salvarea liberalismului. Proiectul îi aparține lui Călim Popescu Tăricianu și vrea să adune la un loc liberalii care fie au plecat din partid, fie sunt nemulțumiți de modul în care este în prezent condus PNL-ul. Cei prezenți ieri nu văd cu ochi buni nici ruperea USL, dar nici apropierea și negocierile portate cu PDL. Ovidiu Silaghi a afirmat în repetate rânduri că a fost o greșeală disoluție a Uniunii Social-Liberale și că votul popular ar trebui să primeze în fața interes. La satul mare, într-o conferință de presă, președintele PSD Mircea Govor a declarat că socialdemocrații conlucrează în continuare cu liberalii, dar doar cu cei care susțin poziția avută de președintele Organizației Municipale Adrian Ștef.